3, 2, 1 și... Na, 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 na. Nu mai este. Na, na, na. Nu mai este melodia asta la Radio Moldova. De atâta că e aici, Radio Agora. Noroc, Felicia, și noroc, oameni buni. Noroc, Victoria și oameni care ne ascultă. Suntem... Azi e vinerea, podcastul care apare vinerea, pricol. Da, azi e vinerea. Și venim să vă aducem cele mai importante știri ale săptămânii sau cele care credem noi că sunt importante. Foarte subiectiv. Exact. De două ori subiectiv. De două ori, da. Am făcut o selecție a tot ceea ce s-a întâmplat până vineri la amiază, atunci când înregistrăm acest podcast, de aceea vă preîntâmpinăm că posibil ceva să nu ne încapă și să nu fi reușit ceva să includem în lista noastră. Dar nu vă supărați, că noi să menționăm de sar când o să apare. Da, sau le găsiți pe celelalte platforme, Telegram, Facebook, site, Agora, tot ce înseamnă Agora, cu siguranță o să găsiți acolo. Hai, să-i dăm drumul, da? Dar unii găsesc oamenii podcast. Tot pe Agora îl găsesc. Și pe YouTube. Și pe... Dar zic, dacă o să asculti podcastul și nu o să audă ceva, vreo știri care se întâmplă după ora 1 vineri, înseamnă că o găsesc în format text sau video. Verneac, oameni buni, găsiți oricum. Să începem această călătorie noastră. Noi n-avem un pahar de gin lângă noi, dar azi e vinerea, prieteni, așa că atunci când ascultați podcastul ăsta, faci, naconesta, slava Domnului, săptămâna asta s-au mântuit și turnați-vă câte ceva. Mâine sâmbătă, spate. Dar noi începem de luni, așa cum începe săptămâna tradițională, ca familie tradițională. De lucru? Da. Deci ce s-a întâmplat luni sau care a fost știrea zilei de luni? Dimineața a început a arde cerealele în Portul Giurgiulești. Colac peste pupăză, săptămâna tot cu asta se termină. Și azi, la Giurgiulești, tot arde ceva acolo. Facem cercul, circuitul Giurgiuleștiului în natură. Cu asta începem săptămâna și cu asta ne terminăm. Dar, dincolo de toate, nu este nici primul, nici al doilea caz când ceva se întâmplă la Giurgiulești anul ăsta, când arde sau se prăbușesc rezervoarele acolo. Deci, cu siguranță, ceva e. Ce e la mijloc? Ai reușit să deslușești sau să înțelegi? Lumea spune că e scurt circuit. Tu ce crezi? Acolo sau în cap cuiva? Când mă ating în cap cuiva. Sau la mai mult. Sau. Până una alta, Ministerul Mediului ne asigură că s-au prelevat probe și tătii cichipiche acolo și nu ne otrăjim cu nică. Dar faptul că arde, ta arde și... Exact, faptul că arde și se întâmplă nu odată și se repetă lucrul ăsta. Și astăzi, de exemplu, acolo au intervenit 5 echipaje de salvatori și pompieri cu câteva zeci de pompieri de angajați. Deci... Incendiu nu este unul simplu sau unul micuț. Se cer niște răspunsuri aici. Ce se întâmplă la Giurgiulești? Mocnește acolo ceva și la modul propriu și la figurat. Poate că sunt rezerve prea mari. Poate că situația din Ucraina și războiul și imposibilitățile de export care sunt acolo i-au determinat pe ai noștri să facă rezerve mai mari. Nu exclud. Poate și infrastructura e proastă, adică ce se păstrează ele. Pentru că nu este întâmplător. Și în septembrie s-au produs acolo incidentul cu prăbușirea două silozuri și noiembrie. A fost creșterea temperaturii acolo. Ceva nu-i curat. O să ținem noi mâna pe pulsul acestui subiect. Că tot am pomenit de război, vreau să întreb la ce etapă suntem cu el, de parcă am avea o cronologie sau un timeline, s-a încheiat acum aproape un an și iată, ne apropiem de sfârșit sau nu. Eu am văzut, apropo, tot luni declarații ale europenilor că intrăm într-o nouă fază, de fapt, a războiului. Și în ce constă ea? Și mai multe îngrijorări. Nu știu, că n-au zis care ar fi faza. Președintele Federației Ruse ar planifica o nouă invazie și una mult mai dură. Și am văzut și germanii s-au alertat cumva și oficialii din Polonia și-au declarat deschiderea să susțină Ucraina și să le ofere tancuri. Deci cumva acolo se mai precipită lucrurile. Se mizează pe un fel de prarviomțea ucrainesc în primăvară, așa înțeleg eu din ce încearcă vestul să ofere pentru ucraineni muniții, tancuri și alte arme. Se contează mult că o să fie o ofensivă, o defensivă serioasă pe frontul ucrainean în primăvară. Să treacă iarna și începem. Victoria. Ca și la noi se așteaptă, să treacă iarna, da? Scăpăm de facturile mai mari, să treacă iarna. Bun, tot luni două știri din social mi-au rămas în minte. Nu știu dacă îmbucurătoare sau nu, a fost primul caz de, sau primele cazuri de Kraken înregistrate, confirmate în Republica Moldova. Și
Un alt subiect, o altă știre care mi-a amintit mie de acel tricou pe care l-am eu cu așa întrebări pune numai procurorul. Da. Un subiect din 2000 cât? 18, 17, ceva de genul. Da. Cu avortul în toaleta de la Institutul Mamei și a Copilului. Acea tânără, da, tânără de 19 ani, care din păcate a ajuns și a avortat în toaleta instituției. Iată că după 5 ani, instanța s-a a decis și a oferit despăgubiri morale acelei tineri în valoare de 200.000 de lei. Este un prim caz de achitare a prejudiciului moral pentru violență obstetrică. În Republica Moldova. În Republica Moldova. Cumva... Crezi că va avea vreun efect sau vreun impact asupra sistemului medical? Știi, în timpul săptămânii de luptă împotriva violenței de gen, care a fost marcat toamna, au fost întâlniri dintre deputați și cu femei care au suferit de violență obstetrică și... Mm-hmm. Da, mi-amintesc și, și cumva sunt primele întâlniri de acest fel care s-au produs in a long time sau în general ever. Și au fost voci atunci de activiste, de femei care au zis că, uite, poate să mișcă lucrurile în direcția corectă, în a asculta aceste voci de păgubași, nu doar a medicilor și a sistemului, ci de a asculta și partea cealaltă a femeilor care au suferit de aceste traume. Și cumva mi se pare simbolic că vine și victoria asta a acestei fete, ca urmare a acestor întâlniri și a acestor discuții, că pare să se miște în direcția în care trebuiește subiectul ăsta. Este adevărat că eu mi-aș fi dorit cel puțin o decizie mult mai rapidă, nu după 5 ani. Absolut. Dar absolut. Asta deja ține de justiție și de sistemul judiciar pe care îl avem noi în Republica Moldova. Da, și prejudiciile astea morale, nu știu, măsura în care acoperă. Sigur, nici nu cred că poate fi pus în balanță sau să facă o evaluare, o echivalență dintre trauma psihologică pe care a trăit-o în primul rând ea, Ecaterina pare mi se, da, dacă nu greșesc, și urmările, apropo, iată astăzi, după 5 ani, a mai reușit să mai aibă copii, cine știe, nu știu, sunt întrebări, dar care țin și de viața ei privată. Tu ai mai notat aici un bonus la ziua de luni? Da, eu... Voi ați văzut istoria asta cu puișorul de leu de la Palanca? Eu am citit, apropo, eu când am citit, rapid, impresia a fost că leul ăsta a ajuns la noi, în pădurea de la Palanca, din Ucraina. Zic, uite mă, au ajuns să emigreze și animalele din țara vecină. Să refugieze, da. Dar de fapt? Dar de fapt, animăluțul ăsta micuț, de altfel, că cred că toată lumea fighe și mure pe loc dacă ieșe leu mare cu coamă și faci roar. Dar era un puiuț de leu ca un motanaș. El a fost surprins pe malul Nistrului de câțiva pescari și repede s-a sezat oamenii legii și a găsit omul a cărui leuț este și el repede a zis că asta el a primit de la grădina zoologică din Odessa. Cadou, așa? Da, cadou. Așa i-a socrușit și cu voi. Nu-i de la noi, noi n-am dăruit nimănui nici o figă. Și mai departe... Scrie în carte. Da. Cert este că ai noștri au luat leu, nu l-au mai întors omului, da, care l-a revindicat. Da, au zis că l-a duc la grădina noastră. De la Chișinău. Da. Și ăsta o să aștepte deja grădina zoologică de la Chișinău să-i fac cadou. Da. Înapoi. Dar a fost o opinie a activistului pentru drepturile animalelor, Carl Luganov, de la noi, că este absolut mirobolantă istoria asta și e trebuie tratată cu mult mai multă răspundere și mai puțină glumă. Așa cum o facem noi acum? Da. Fiți serioși când ascultați știrea asta, e o știre foarte serioasă, Doamne ferește, vă credeți. Dar nu este absolut ok să faci trafic din asta de capul tău și să-l ții la gospodărie pe un animal sălbatic. Asta trebuie să fie clar la toată lumea, nu cred că asta trebuie să fie ceva breaking news de partea. Nu țineți lei acasă. Lei din pădure, nu lei din bancă, lei dar tot nici pe ce nu-i țineți la colțun, că inflația e inflație, prieteni, investiți. Și nici în borcan, da. Investiți. Apropo, corect. Un caz a fost, am de bobotează, nu asta așa off topic, bobotează, ding dong la mine la ușă, deschid, stă popa cu căldărușa, știi? Cu de șirița, gheazmă. Așa, da, așa. Busuiocul? Dar eu ta nu țin cash acasă. Și? Stăm, cu cardul? Stăm cu omul eu și ne uităm la post-terminal, ai că dacă ceva. Noi n-avem cash. Și el zice, ei, bună ziua, la revedere. Doamne ajute. Și s-a dus. Eu așa și cu colindătorii pățesc. Pățani, ori 3 lei de bănuți, ori, scuzați, cu post-terminalul. Iată așa, plățile electronice și online strică tradițiile, prieteni dragi. Las că o să crească Ilieș un pic mai mare și o să ceară bani. Mama, dă 2 lei, mama, dă 5 lei.
să-i fac pușculiță, strânge. Să trecem de la ziua de marți, că ne-am întins până cam noi. Marți a fost marcată de o știre externă, din, mai exact din Ucraina, de plecarea din funcție a consilierului cabinetului președintelui Ucrainei. E vorba de Alexei Arestovici. Arestovici? Eu îi zic Arestovici. Arestovici? Pentru mine a fost surprinzătoare decizia asta, dar cumva explicabilă, ținând cont de declarația pe care a făcut-o cu o seară înainte, da? Cu acea racheta care s-a prăbușit peste blocul din Dnipro și a zis că probabil e rezultatul interceptării de către o rachetă a noastră, rachetii rusești, și iată, s-au ciocnit sau s-au deviat. Și e evident că omul a făcut o declarație scandaloasă care nu putea să treacă fără urmări. Care le-a dat apă la moară rușilor, primul rând. În primul rând, inamicului îi face o favoare. Și deși inițial el și-a cerut scuze, apoi și-a retras scuzele, apoi zic că el de fapt n-a greșit nimic și voi toți sunteți proști când n-ați înțeles ce am vrut eu să spun. Mai mult eu cumva am văzut ori la Nova Gazeta, ori la niște surse din astea independente rusești, că era un titlu gen Arestovici ușol из Spasta, но в офисе Зеленского этому типа, nu sunt tristați. Pentru că ar fi fost o persoană potrivită pentru o perioadă potrivită și că și-ar fi extins influența mult prea tare. Și ar fi făcut niște declarații care erau mai mult în defavoarea strategiilor. Este adevărat că el a fost și foarte prezent în perioada asta a războiului. Absolut. Nu știu, n-am făcut o statistică sau o analiză pe cifre, dar cel puțin eu, ca și consumator de informații, cred că cel mai des ca figură sau funcționar din Ucraina, pe el l-am văzut. Și în interviuri, și în declarații, și în ieșiri. Da, și Zelenski, dar după președintele Ucrainei, următorul el era. Da. Ce s-a mai întâmplat marți a fost un comunicat de la Moldova Gaz, pe care l-am marcat eu ca fiind important și îmi pare că o să fie important long shot, pe termen lung. Este vorba despre 2000 de cazuri de facturi cu deviere la gradul de vulnerabilitate energetică. Și asta numai la gaz. Și nu se știe dacă sunt numai 2000 sau sunt mai multe. Și Moldova Gaz se sezază că da, noi avem așa fac, nu știm că el a ajuns la oameni, dar nu e jena noastră. Și a pasat responsabilitatea spre Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Asta pățanii acolo au calculat așa gradul, asta nu e treaba noastră, noi am luat datele din sistem și așa le-am pus. Și gata. Și acum omul poate să mai fac ceva sau nu? Sau gata, trenulețul a plecat. Pentru că eu pasat responsabilitatea la minister, dar ministerul tău nu a răspuns la pasă. N-a dat gol. N-a spus. Acolo și e ministru nou parte. Și încă nu știu, încă se acomodează în fotor. El încă lui arată cum lucrează acolo calculatorul, unii cantina, unii poți cine răspunde la telefoane. Da, ea ca când e smena medii serviciu, când, unde se poate duce de fumat. No, eu cel puțin citisem că recalcule se vor face. Acum cred că ține și de fiecare cetățean să umble pe drumuri și să sune și să bată la ușă. Băi, dar mie mi-ați greșit, băi, dar mie dați-mi înapoi bani sau faceți-mi recalcul. Ceea ce nu este neapărat ok. De azi vine o altă decizie CSE că cetățenii vor primi compensații retroactiv în cazul în care le s-a majorat gradul de vulnerabilitate, dar energetic. Adică tot e de la gazuri, de care? Păi da, gazul tot generează energie termică. Deci cumva în funcție de unde ești. Eu, de exemplu, dacă locuiesc într-un bloc unde este centrală pe bloc, folosesc gazul pentru a produce energie termică, respectiv compensația e pentru gaz. Da, da, da. Dar ăștia care sunt la centralizat primesc compensația pentru energie termică. Și deja gazul care vine la Aragaz, care este un volum mult mai mic, îl consumăm noi. În ziua de marți, mie cel puțin mi-a atras atenția decizia Curții Europene a Drepturilor Omului privind recunoașterea căsniciilor gay. E o decizie în cazul unor cetățeni ruși împotriva Federației Ruse și cumva această decizie se răsfrânge asupra tuturor statelor semnatare a convenției că trebuie să recunoască căsniciile formate din persoane de același sex. Printre care și Republica Moldova. Tu cum crezi că se va răsfrânge această decizie pe scena politică, în primul rând, de la noi? Vor da ai noștri repede curs, pentru că avem o guvernare deschisă, da? Open-minded, care a participat la parade,
O guvernare deschisă care se gândește la următoarele alegeri, care nu o să facă schimbări așa pocnind din deget, pentru că nu trebuie să asigur și următoarele fotolii. Eu ce pot să-ți spun? Noi pe Agora am avut de fapt publicat un material în ultimele zile ale lui decembrie 2022. Un material dintr-un proiect internațional în care am abordat tema căsătoriilor gay. A fost de fapt un proiect transfrontalier și a trebuit să abordăm din perspectiva și Ucrainei. Și acolo s-a, pe fundalul războiului și a deceselor și pe front și între civili, s-a cerut o reacție de la Zelensky să fie legalizate căsătoriile gay, pentru ca și persoanele care sunt într-un parteneriat civil acolo să-și poată vedea morții, îi îngropa, să-i viziteze la spital, să dispună de averea lăsată din urma lor. Respectiv, o întrebare a mea, pentru că eu am fost autoarea acestui text, a fost dacă cumva se va răsfrânge această discuție publică și în Moldova și asupra deciziilor luate în Moldova. Și am abordat câțiva deputați care au fost la Marșul Pride din 2022. Mm-hmm. Au fost 6 deputați PAS și am luat la întrebări. Pe toți 6 la rând? Aproape și? Toți, că mulți parcă au băgat capul nisip. Uh-huh. Dar ceilalți care au răspuns au băgat capul nisip după întrebare. Că am avut alte probleme, că noi la partid n-am discutat, că nu știu dacă am momentul. Mă întrebați mai încolo. De aceea, ca să revenim la tema noastră, nu cred că această decizie o să ia foc imediat. În schimb, opoziția ar putea jongla. Ar putea valorifica momentul și să zică, iată, vedeți unde pot să vă aducă. Pentru că nu toată societatea la noi încă este pregătită pentru asta. Poate da și motiv de sfadă și la opoziție, da? Hai să ne amintim convenția de la Istanbul, cât de repede și cu câte discuții a fost aprobată, dar aici, cu atât mai mult. Ajungem miercuri și ne trezim cu niște percheziții, dis de dimineață așa, percheziții la... La carne, să mănânci eu. La carne, dar la cei care importă carne a Republica Moldova. Până în seară am aflat că e vorba de companiile care aduc carnea în Republica Moldova și... Care au un singur proprietar. Exact. Este vorba de familia Triteac, despre care încă în 2009 fostul director, dacă îți mai amintești, Viorel Chetraru, a centrului pe atunci, în 2009, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, astăzi CNA, zicea că anume familia Triteac a monopolizat piața de carne din Republica Moldova. Apoi, ca câți ani au trecut de atunci de când el oți? Nu, dar păi 2009-2019-10 și plus încă, dacă deja considerăm că suntem în 23, deci nici mai mult, 14. Nici mai puțin vreo 14, da. Maica, și noi vorbim 5 ani de la decizia cu avortul. E mult, așa e? Da, 14 ani. Deci în timpul ăsta omul cu importat carne și-a făcut bani. De 3 ori poți închizi și deschizi business-ul ăsta în 14 ani, doamne. Exact. Deci, responsabilii din cele 4 companii, potrivit datelor din dosar, au pus în vânzare în mod conștient produse periculoase pentru clienți și ar fi acționat în cadrul unui grup criminal. Nu mai apărut vreo discuție telefonică, zic, hai, du carnea asta la o grădinie, ți-o lască acolo. Oi, și porcoasă a fost știrea și ei, nu. Ține-ți minte, da? Eu țin minte. Știrea cu pește la grădiniță, care e germanos. Da, pește și găină, puturoasă. Pască. După aceea a demisionat și a plecat din funcție Tvirdohleb, Tatiana Tvirdohleb, din funcție de șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău. Și așa multe scandaluri de astea au avut decizii foarte, foarte, sau efecte de scurtă durată, sau așa o demisie, două, să ungă ochii oamenilor și gata. Da, impresia și extazul la început e mare, wow! Dar după aceea se stinge focul așa, ca o lumânărică. Revenim în Ucraina miercuri. Și cu o știre nu tocmai bună și frumoasă, chiar tristă, conducerea Maiului ucrainesc a pierit într-un accident aviatic. Elicopterul în care se afla și ministrul de interne și adjunctul său și secretarul de stat s-a prăbușit. Și au murit toți trei. Tragedia se amplifică și prin faptul că acest elicopter a căzut peste o grădiniță. Sau peste clădire, dar în proximitatea unei grădinițe. De aceea numărul atât de mare de victime copii persistă, pentru că... Eu știu că inițial când a apărut informația, primele întrebări au fost, dar ce căutau copiii în,
în elicopter, dar ce fel de elicopter, că au încăput 20-30 de oameni câți erau răniți. E vorba după, despre victimele la sol. Dar de fapt, da, au fost victime colaterale prăbușirii. Bilanțul final era 18 persoane decedate, din care 3 copii și 22 de răniți aflați la sol, dintre care 10 copii. Au fost mesaje de condoleanțe din partea instituțiilor noastre și omologilor celor decedați. Versiunile de, sau cauzele care se examinează țin inclusiv de o eroare umană sau de o acțiune premeditată în care s-a urmărit ca acest elicopter să se prăbușească. Concluziile finale încă nu sunt, urmează să apară. De fapt, mai nota presa internațională că era și întuneric și ceață în momentul prăbușirii. Aș și putea fi și din cauza condițiilor meteo, dar cauzele se cercetează încă. Joi începe! Cu! De obicei, vinerea astfel de anunțuri bombașche se făceau, se anunțau, dar... Dar când era briefing-ul pe te? Joi? Vineri? Marți? Nu, era marți sau miercuri. Uite cât de repede se uită, moldovanul, uită tăte. Nu, pare mi se era marți. Mai în scurt, joi e marcată de revenirea lui Renato Usatăi în politica moldovenească. Hai, un Stas Mihailov la bârț. Renato Usatăi a anunțat relansarea partidului nostru și a mai spus el că regretă că a plecat din funcția de primar de Bălți, că ar fi trebuit mai întâi să facă un sondaj și apoi să decide. Deci cei câțiva zeci de oameni care au venit la primărie și au spus: Renato, nu pleca, Renato, rămâi cu noi. Pe dânsul l-au motivat. Nu l-au impresionat, da. Da. Dar acum deja regret. Cred că știi cum era, să te uim bale cu Nina. Și Nina zice: măi, ca și pe cool n-ar fi fost și... E că eu revin în Moldova, dar da. Ca și revin. E că dacă tu ai fi fost, eu eram prima femeie de Bălți astăzi. Da? Prima donă de Bălți. Dar acum ce? Numai că sora lui Emilian. Și soții. Da, așa, mă știi lumea, să fac o fundație de binefacere. Apropo, că discutam de el săptămâna trecută. Da? Da, da, da. Apropo, da, că noi vorbim de cum pleacă oamenii de la noi sau cum a plecat Renato, dar iată, Noua Zeelandă, prim-ministra, a renunțat la funcție, motivând că... A obosit, nu mai are energie. Gata, a dat tot ce a avut de dat femeia. Păi, mi se pare o sinceritate bună. Păi, când simți că nu mai ești eficient, domnule, lasă locul altcuiva. Să vină și să-și facă treaba mai bine decât tine. Da. Nu crezi? Da, dar Moldova, da, e altă realitate. Noua Zeelandă, asta e alt cosmos. La noi, cum e prieteni? La noi țin cu mâinile și cioarele de fotoliu și de funcții până nu mai poți, până de-amă ești ca Eduard Smirnov în Parlament. Mai mult, la noi îi dau afară, trec 10 ani și îi câștig în instanță că au fost demiși ilegal și îi repun în funcții cu dreptul de a li se recalcula salariul pentru această perioadă în care ei nu au putut să activeze. Pentru că până mor trebuie să lucrezi, ții de funcția asta. Dar de ce? De atâta că la noi cultura e așa, că tu dacă ești în funcție, funcția aceea nu e ca să faci bine publicului sau poporului, dar să-ți promovezi interesele personale. Să-ți faci bine ții, în primul rând. Să faci un căsălău, îți faci, spui cu mătru unde trebuie, să mai spiri niște bablos. Și cum așa e ca smântul e mandat, dar mai trebuie niște bani, niște casă, niște vilă, niște... Și e ca așa. Trebuie, dar Noua Zeelandă nu trebuie casă, vilă și nu știe. E transparență. Acolo cuvânt scandalos. Altfel. Da. Hai să încheiem săptămâna noastră și discuția noastră de astăzi cu niște vești, sau mai bine zis, promisiuni la care noi o să putem să revenim cu siguranță dacă ele o să se întâmple sau nu, o să realizeze sau nu. Promisiuni din partea ministrului economiei, domnul Dumitru Alaiba, care s-a întâlnit săptămâna asta cu niște potențiali investitori. Cel puțin el așa a zis: hai să fim în rând cu lumea și să-i aducem la noi pe cine? H&M! Și încă? Uber. Că de ce oamenii ajung la Chișinău, iese din aeroport și prima surpriză de care se lovesc e că în Chișinău nu este Uber. Dar în schimb noi avem troleibus. Ori te duci la Terra Nova și nu te duci la H&M. Unii mi-ai văzut așa. Te trebuie să duci la Iași cum pentru H&M-ul ăsta. Nu e ca cum, unii dreptatea asta. Îți duc fetele psihotare primul lucru care fac între H&M, dar trebuie la Chișinău. Bine, dincolo de asta, să vină aceste mărci și produse în Republica Moldova nu este tocmai rău. Cu siguranță clienți și persoane care le consumă și o să fie super entuziasmate se vor găsi. Dar iată, când vorbim de investiții și atragerea investitorilor, cred că mult mai multă lume s-ar bucura să avem investiții în, nu știu, fabrici de producere a ceva sau de dezvoltare anumitor sectoare sau anumitor industrii.
nu doar să ne concentrăm și să ne axăm pe consum. Da, cineva mai comenta pe Facebook deciziile astea sau anunțurile astea ale lui Alaibac. McGuinness și nu știu, revolut în Republica Moldova decât H&M. Sau mai bine ar face ordine în sistemul de microfinanțări sau în sistemul de salarii la negru. Dacă tot e ministrul economist, nu-și bat capul de H&M, dar să facă o lecție de regulă în bardacul care e acum. Dar o mai fost și altă voce care ziceau că H&M nu este tocmai cel mai potrivit producător pe care să-l aduci în Republica Moldova din cauza la fast fashion sau fenomenul ăsta unde lucrează pentru bănuți oameni chinuiți în China undeva. Dar mai ales erau informații că și la noi se cos sau se ambalează, se cos multe produse pentru mărci internaționale gen H&M sau altele și doar se exportă, deci multe fabrici lucrează în lon. Da, și ia cam. Și poate, într-adevăr, aici e nevoie de o gândire mult mai și o abordare mult mai strategică și mai profundă ca să dezvoltăm industriile noastre și producătorii noștri locali. Absolut. Ce prieteni, noi înregistrăm podcastul ăsta la amiaza zilei de vineri. Vă reamintim încă o dată că dacă ne-a scăpat ceva pentru ziua de vineri în special, mereu puteți intra pe agora.md, pe Telegramul nostru, pe YouTube-ul nostru, pe Facebook-ul nostru, pe Instagram-ul nostru și pe toate alte .com-uri și .md-uri care există. Și tot ce înseamnă rețele astăzi și platforme de comunicare și care unesc oamenii între ei. Încheiem cu știri de ultimul moment că nivelul de poluare a aerului la Giurgiulești continuă să fie ridicat și poluanții depășesc de aproape 3 ori norma. Asta ultimele știri de la Giurgiulești de azi dimineață. Că tot glumeam că cu asta începem și încheiem săptămâna. Și având în vedere că urmările incendiului pot avea impact negativ asupra sănătății noastre, se va monitoriza pe parcursul încă 24 de ore tot ce se întâmplă acolo. Stați cu ochii pe Agora și veți vedea cum evoluează starea lucrurilor. Și dacă sunteți cumva în regiunea Giurgiulești, probabil este cazul să vă luați câteva măsuri de precauție, nu știu. Trimiți snowfoci. Da, e adevărat. Faceți pe reporterul de la fața locului, trimiteți-ne imagini, poze sau alte detalii care vă sară noi. Apropo de poze, vreau o hohmăcică numai la final, așa ca bonus. Ia acum spune. Pe Instagram poți să pui țiski. Știre. Deci și femeile, că până acum bărbații puteau să o facă, dar femeile nu și erau cumva nedreptățite. Dar iată, de ieri sau alaltă ieri, nu știu de când a apărut informația asta, și femeile o pot face. Deci, fetele, amuiem. Amuiem. Da. Deja este legal. Ok, dragilor, cu acest zâmbet strălucitor al feliciei, cred că încheiem discuția noastră de astăzi și ne găsiți și pe noi inclusiv, și pe Facebook, și pe Instagram. Ne puteți scrie părerile voastre, comentariile voastre, nemulțumirile voastre, sugestiile, ce putem face să fie un produs cât mai bun și interesant. Să aveți un weekend relaxat și drăguț. Ne auzim. Da. Vinerea viitoare, când o să spunem iarăși azi e vinerea. Dar până atunci nu uitați că azi e vinerea și încheiați-o frumos. Hai, pa, pa! Vă pupăm! Numai bine!